Asociația Centru Diecezan Caritas Iași la 30 de ani de misiune în favoarea celor mai defavorizați. Dragi prieteni, bun regăsit! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul Crucii aici la Apolonia TV și dorim să discutăm în această emisiune despre caritate, despre slujire, despre generozitate, despre voluntariat și așa mai departe, tocmai pentru că este o caracteristică a Bisericii Stării de Detalii ei să manifeste dragostea lui Dumnezeu față de toate persoanele. Și în cadrul bisericii avem o asociație prestigioasă, Caritas, care are tocmai această misiune, să vină în slujba celor care au nevoie de o mână întinsă, au nevoie să fie ajutați, au nevoie să simtă că alte persoane generoase se gândesc la ele. Și asociația Centru Diecezan Caritas Iași în anul acesta a fost și este în continuare în sărbătoare pentru că împlinește 30 de ani în această misiune. De aceea discutăm despre aceste teme în emisiunea noastră cu invitații noștri, Părintele Iosif Iacob, director al Asociației Centru Diecezan Caritas Iași. Bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Și la mulți ani! Mulțumim frumos! E un an în care putem să facem aceste urări. Domnișoara Adriana Mihaela Ianuș, coordonator executiv al programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu. Bun venit la emisiune! Bine v-am găsit! Și la mulți ani! Mulțumim! E sărbătoare, tot anul a fost sărbătoare, au fost și multe încercări de a marca în sens de sărbătoare cei 30 de ani al Caritasului, al Asociației Caritas. Din păcate, multe planuri au fost date peste cap, cam toate planurile noastre, dar suntem în această emisiune pentru a vorbi despre misiunea pe care o are această asociație. Dar înainte de toate, să vedem, de fapt, care este misiunea Caritas, pentru că vorbim nu numai de asociație care este prezentă în Dieceza de Iași, este prezentă la nivel mondial. Ce misiune are Caritasul? Mulțumim mult pentru invitația dumneavoastră și pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o de a vorbi puțin despre modul în care în lume astăzi este nevoie de o implicare particulară a omului în lume și în biserică. Centrul Diecezan Caritas, Asociația Centrul Diecezan Caritas, face parte dintr-o structură mult mai mare, amplă, care se găsește la nivel mondial, în întreaga Biserică Catolică și dorește să fie acea mână întinsă pe care Biserica o îndreaptă neîncetat și trebuie să o îndrepte neîncetat spre persoanele care au mare nevoie, spre cei care sunt în nevoie, spre cei vulnerabili, spre persoanele care sunt singure, spre cei care, într-un fel sau altul, prin însăși viața lor, caută sprijin, caută ajutor, caută lumină, caută pace. Centrul Diecezan Caritas în România are o activitate, cum și dumneavoastră spuneați, deja de 30 de ani. Este o activitate lungă, dar în același timp scurtă, pentru că în 30 de ani poți doar să înveți să cunoști puțin realitățile în care ești chemat să-ți desfășori activitatea. Dar în același timp se bucură asociația noastră de o activitate intensă, de multe schimbări care au survenit de-a lungul timpului și de o prezență tot mai, să o numim, extinsă, atentă în diferitele comunități din România și ne gândim în mod special la dieceza noastră din Moldova. Deci înțeleg că vorbim de o structură a bisericii universale în toată lumea unde e prezentă Biserica Catolică, este și un centrul Caritas la nivel de episcopie, la nivel de parohii, la nivel de conferințe episcopale, o structură, putem să spunem, mondială, din care și asociația Centru Diecezan Caritas Iași face parte. Mă bălbăi pentru că una din schimbările care pomeneați este și schimbarea legislativă. După puțin timp este denumirea Asociația Centru Diecezan Caritas Iași. Noi suntem obișnuiți Caritas Iași. Dacă pe parcursul emisiunii folosim această titulatură, se referă tocmai la această asociație. Are o misiune nobilă, o misiune foarte extinsă. Asta înseamnă că este și bine organizată. Care sunt atențiile Caritas Iași? Care sunt structurile? Spre ce categorie vă îndreptați? Într-un cuvânt, cum este organizat Caritas Iași?
Asociația Centrul Diocezan Caritas Iași, în ultima perioadă... Ție ți-a stat foarte bine că ești obișnuită cu titulatura. Da, da. În ultima perioadă și-a structurat această organizare, acest domeniul de activitate în două domenii clare, să spunem, atenția față de copii, tineri și familii, domeniul tinerii, copii, tineri și familii și domeniul persoane vârstnice și cu dizabilități. De asemenea, alături de aceste două domenii unde își desfășoară activitatea angajații Caritas, sunt și structuri care vin în sprijinul acestor domenii. Clar că este partea de financiară, de contabilitate juridică, care susține aceste activitatea care noi o desfășurăm, dar sunt în același timp și departamentele de voluntariat, formare și proiecte europene, ceea ce în continuare desfășurăm de câțiva ani de zile. O structură, bineînțeles, clară, organizată, pentru că altfel nu funcționează lucrurile și, bineînțeles, cu atenție față de persoane, acelea care au nevoie de ajutor. M-aș întoarce la nu neapărat o chestiune mai teologică, nu trebuie să facem teologie profundă în această emisiune, dar întrebarea. Caritatea, atenția față de persoanele în dificultate, de cei care au nevoie ajutor, chiar și material sau în diferite forme, este o datorie a bisericii sau e un lucru pe care îl face biserica pentru că în anumite contexte consideră că este cazul, sunt anumite evenimente, sunt anumite situații mai complicate, cum trece și prin această pandemie. E ceva adiacent sau este o misiune care stă înscrisă în identitatea bisericii? Cu siguranță nu este o activitate, nu este o misiune care se adaugă misiunii bisericii, face parte din însăși inima misiunii pe care biserica dorește să o desfășoare în lume. Bineînțeles, prima misiune pe care biserica o are în lume este aceea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu și de a oferi sacramentele, iar prin intermediul sacramentelor omul să ajungă la mântuire. Însă noi știm că mântuirea, chiar dacă este darul lui Dumnezeu care vine de sus, ea se realizează în timp și în spațiu, iar aici este misiunea pe care biserica trebuie să o desfășoare, manifestând multă atenție față de cei cărora le oferă sacramentele, le oferă cuvântul lui Dumnezeu, care are nevoie și de o concretizare în viața fiecărui om. De aceea, a face caritate în biserică, ne spune și Sfântul Părinte Papa Francisc, în general Magisterul Bisericii, ne învață, a face caritate stă în însăși inima bisericii. Chiar în ultimul document pe care Sfântul Părinte Papa l-a emanat de curând, lunile trecute, el amintește cât de important este ca în inima bisericii să existe acea dimensiune a fraternității, a iubirii, a solidarității, care sunt ingredientele trăirii în biserică, în comunitate și în societate de astăzi. Nu putem cu adevărat concepe o misiune a bisericii în care să fie o viață spirituală profundă, o viață sacramentală, o viață care să ia naștere din cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu coborâm și la nivelul oamenilor simpli, oamenilor care zi de zi tânjesc după o viață care să fie demnă, care să fie demnă de omul timpurilor noastre. Asta înseamnă că efectiv activitatea socio-caritativă a bisericii poate este domeniul cel mai relevant în care se manifestă că biserica nu este chemată să fie închisă în sine, în granițele doar ale celebrării și ale rugăciunii, foarte, foarte importante, bineînțeles, ci, cum spunea Sfântul Părinte, este chemată să iasă o biserică ce iese. Și tocmai de aceea această prezență în societate. Dacă se întreabă cineva care este impactul unei astfel de asociații, care până la urmă este bisericească, este eclezială, în societate, cum schimbă o astfel de asociație societatea în care trăim, lumea în care trăim, cum o face, de ce nu, mai bună? Impactul cred că îl vedem la nivelul mai multor elemente, să spunem, sau în societate, atât la nivel macro cât și micro. În primul rând îl vedem în persoanele care primesc direct ajutorul din partea angajaților, din partea voluntarilor. Prin schimbările pe care le aduc în viața lor, prin faptul că le este deschisă ușa, prin faptul că prin exprimarea dorințelor și nevoilor pe care ei le au, primesc ajutor, primesc un zâmbet,
primesc îndrumare și în felul acesta se vede o schimbare în viața lor. O schimbare în sensul că prin acest ajutor cresc, depășesc o limită, depășesc o nevoie. În același timp, acest impact se reflectă și în viața celor care își îndeplinesc misiunea, în viața angajaților Caritas, pentru că nu este doar un job pe care îl realizează, este o misiune, pentru că prin faptul că ei au ales să deschidă acea ușă a unei persoane nevoiașe, au ales să lucreze cu copiii care provin din familii defavorizate, produc o schimbare în viața acestor persoane, dar produc o schimbare și în viața lor personală, pentru că în fiecare zi pot să devină mai buni. Acest impact îl vedem apoi în comunitățile în care noi suntem prezenți, pentru că oamenii răspund la inițiativele și la campaniile pe care noi le desfășurăm. Și vedem în acest mod că își schimbă atitudinea. Își schimbă atitudinea față de semenii lor și acționează. Acționează pentru că știu că pot să facă ceva pentru omul de lângă ei. Impactul acesta îl vedem și la nivel macro, să spunem așa, în instituțiile din cadrul statului. În felul acesta este o provocare pentru ei, lansăm către ei o provocare să vină în sprijinul acestor persoane și să creăm această colaborare între public și privat, cum suntem noi ca asociație non-guvernamentală. O muncă pe care ați desfășurat-o de-a lungul a 30 de ani, bineînțeles, într-o formă, să spunem, organizată, deși caritatea, cum spunea Părintele, stă în inima bisericii. 30 de ani de activitate. Sunt mulți, sunt puțini, depinde la ce anume facem referință, totuși sunt mulți ani și e clar că este ocazia potrivită să vă spunem la mulți ani, dumneavoastră care sunteți aici în platou, tuturor angajaților, tuturor beneficiarilor, tuturor voluntarilor. Nici n-aș folosi cuvântul de echipă sau de organizație, o familie, deși într-adevăr este un cuvânt pretențios, dar se încheagă multe legături. E greu să faci un bilanț după 30 de ani, poate în documente sau în acte sau știu, se facă așa cu liniuță. Dacă ar fi să punctăm în 30 de ani multe, multe lucruri care s-au realizat, care aspecte s-ar putea scoate în evidență? Nu știu dacă sunt persoana cea mai în măsură să fac un bilanț, întrucât de câteva luni ne-am preluat această misiune, însă aș putea nota la în contextul acestor 30 de ani de activitate, ca bilanț, existența unei echipe care, cum spunea și dumneavoastră, o echipă care încearcă să fie o familie, să-și înțeleagă menirea, să învețe ce înseamnă a face caritate, să o facă într-un mod uman și profesionist. O echipă care zi de zi descoperă noi modalități sau este chemată să descopere noi modalități de a fi prezentă în lume, încercând să trăiască misiunea. Apoi aș nota ca bilanț o activitate în diferite câmpuri, în diferite domenii, întrucât suntem prezenți încercând să facem binele persoanelor care, într-un fel sau altul, au trecut deja prin viață, se găsesc spre partea finală a vieții, poate sunt singuri, poate sunt bolnavi, poate sunt abandonați. Și acolo este mare nevoie de un suflet care să zi de zi să treacă, să salute, să facă, poate să ofere servicii medicale ori servicii sociale, pentru ca acea persoană să fie mai bine, să simtă că are demnitate și sensul vieții ei este încă în vigoare. Apoi, această echipă se îndreaptă spre persoanele tinere, adolescente, tinere, și mă gândesc la un centru de plasament unde tinerele noastre de ani buni, de mulți ani, chiar de la începutul activității Caritas,
încearcă să se formeze. Încearcă să se formeze din punct de vedere uman, din punct de vedere spiritual, merg la școală și prin toate aceste activități, într-un fel sau altul, se pregătesc pentru viață. Este și acesta un bilanț de care, cu siguranță, asociația noastră se poate bucura. Apoi este și o activitate în rândul copiilor, celor mici care provin din familii defavorizate, cu situații deosebite, de precarietate, și încercăm prin activitățile pe care le facem after school, cu ajutorul voluntarilor, cu ajutorul angajaților, să fim pentru ei un impuls, un imbold în a crește și a simți că fiind împreună, încercând să ne lăsăm educați, să ne lăsăm sprijiniți, putem să transmitem și lumii de astăzi că are un viitor. Are un viitor prin intermediul celor mici care se lasă modelați. Și ar mai putea cu siguranță fi menționate multe, multe aspecte, dar cred că am putea concentra bilanțul nostru spre o familie, o echipă care încearcă să înțeleagă zi de zi ceea ce înseamnă misiunea ei în lume și în biserică și realizările, simplele realizări, vrem să le numim noi, dar care sperăm ca să fie o binecuvântare pentru lumea de astăzi și pentru viitor în misiunea pe care noi o realizăm. Îmi trece acum prin minte, există o coordonare între aceste mari familii și e o misiune aceea importantă de director. Directorul pentru angajații, pentru această mare familie Caritas, este director, manager, are o funcție sau este preot, este păstor, este însoțitor? Sperăm să înțeleagă și el bine că zi de zi trebuie să învețe mai mult, să fie și preot, și director, și însoțitor, și coleg, și tot ceea ce ar putea să comporte misiunea lui în Caritas. Cu siguranță este o misiune frumoasă, deosebită, o misiune care cere din partea tuturor membrilor echipei să se simtă familie și echipă care să încerce a înțelege cum este, cât de bine este să facem binele acolo unde ne aflăm. Și fără îndoială, Domnul însoțește și cu harul său, fără îndoială. O perioadă delicată, complicată, nu ne lungim pe această discuție pentru că știm prin ce timpuri trecem. Și fără îndoială, Caritas Iași a avut o atenție, o grijă și față de persoane în dificultate, mai mult în această perioadă. Care au fost prioritățile sau sunt prioritățile în acest timp de pandemie? Păi cea mai importantă prioritate cred că este aceea de a putea fi prezenți acolo și de a răspunde nevoilor celor aflați în dificultate. Cu atât mai mult acum, cu cât pandemia i-a lovit pe cei care sunt imobilizați la domiciliu, pe cei care nu pot să iasă, să se aprovizioneze cu cele necesare, pe cei care nu au resursele necesare acum ca să poată să depășească această situație, dar pandemia ne-a lovit și pe noi. Pe toți. Pe toți, exact. Și încercăm să facem față acestui lucru, pentru că vrând nevrând, virusul ne afectează și pe noi și atunci resursele echipelor se diminuează și încercăm să facem față acestei provocări și să depășim cu ajutorul Domnului, clar și cu inima plină de speranță că după un anumit timp vom putea reveni cu toții la locurile noastre, pe pozițiile noastre, continuându-ne activitatea. Asta cred că este cea mai mare provocare a noastră. Legat și de timpurile pe care le trăim, ați reușit anul acesta să și sărbătoriți, pentru că e sărbătoare, 30 de ani e o cifră frumoasă și dincolo de cifră e o perioadă încărcată de multe, multe realizări. Cum ați reușit să marcați acești 30 de ani? Bineînțeles, planurile au fost multe, însă Domnul știe să facă frumoase surprize, așa încât din cele 30 de evenimente propuse pentru acest an, am reușit să realizăm câteva, în parte, câteva și cu multă, multă atenție, trebuie să recunoaștem, cu multe, multe eforturi, în anumite situații și cu teamă, dar câteva evenimente au marcat misiunea celor 30 de ani de activitate în dieceza de Iași. Însă aș dori să menționez mai mult modul special prin care Dumnezeu a lucrat în acest an în rândul angajaților,
în rândul poate al beneficiarilor, întrucât în acest an de pandemie poate ni s-a cerut să medităm, să reflectăm mai mult la ceea ce suntem ca asociație și la un anumit mod de a ne adapta circumstanțelor, situațiilor, pentru ca să realizăm cu adevărat misiunea noastră, să îndeplinim misiunea noastră, nu doar în contexte, în mod obișnuit, așa cum suntem obișnuiți sau așa cum s-a cristalizat în decursul timpului, ci și în situații delicate, în situații deosebite. Și acest lucru a comportat, a necesitat din partea angajaților o atenție specială, un alt mod de a aborda situațiile, problemele, una fi dispus să acceptăm și neprevăzutul și prin acesta să facem un instrument, să devină un instrument în modul nostru de a lucra, de a ne raporta la beneficiar, de a face ca și ei să primească atenția și sprijinul de care au nevoie. Ca evenimente am încercat în luna aprilie să marcăm printr-o sfântă liturghie, întrucât în luna aprilie, în urmă cu 30 de ani, a fost și semnat documentul de instituire a asociației Caritas, a Caritas Iași, și am celebrat o sfântă liturghie în catedrala din Iași, la care a participat și angajați și beneficiari și voluntari din online, pentru că din nefericire în situația respectivă la altar eram doar câțiva preoți împreună cu Preasfințitul Iosif, după care în toamnă am încercat să marcăm mai încrezător, sigur, ne-am pregătit, am încercat să marcăm acasă printr-un eveniment care este drag Caritasului, 1.000.000 de stele, care din nefericire din nou a trebuit să fie transferat, sau din fericire, este o binecuvântare, în catedrala din Iași, unde am celebrat o sfântă liturghie și am marcat cu această ocazie acest eveniment 1.000.000 de stele. În rest au fost diferite evenimente în domeniile de activitate ale angajaților și întâlniri cu angajații în care am analizat și am reanalizat, am dezbătut ceea ce trăiam în aceste timpuri. Și ați îndreptat privirile spre viitor, pentru că cel care este convins de misiunea sa nu se oprește niciodată. Un moment de sărbătoare, de aniversare, de bilanții este o încărcare pentru a merge cu mai multă forță înainte, ce urmează în următoarea perioadă. Suntem pe sfârșitul anului, dar știm că e o perioadă destul de intensă, nu neapărat planuri foarte foarte largi așa în timp, dar în următoarea strânsă perioadă ce va avea în vedere Caritas Iași? Bineînțeles, sunt activitățile cotidiene pe care le desfășurăm, prezența zilnică la beneficiari, copii, tineri, vârstnici, dar pe lângă aceste evenimente marcăm îi marcăm pe voluntarii noștri dragi care își aduc aportul zi de zi, acum într-un mod mai aparte, să spunem. Tradiționala gala voluntarilor, e tradițională de acum. Tradiționala gala voluntarilor, da, care o desfășurăm de ani de zile. Știm că în 5 decembrie aniversăm ziua voluntariatului. Vom avea și noi o atenție deosebită către voluntari și vom organiza un eveniment adaptat, evident. Ținând cont de timpuri. Exact, exact. În același timp, intrăm în luna decembrie, o lună binecuvântată, o lună plină de bucurie, cred că pentru toți. Copiii din cadrul centrelor de la Don Bosco vor primi cadouri. Cu această ocazie mulțumim colaboratorilor și sponsorilor care fac posibil acest lucru. Vârstnicii vor fi vizitați și ei de către colegii noștri și vor primi câte ceva pentru a putea pregăti această sărbătoare a nașterii Domnului. Evident, continuăm activitățile noastre și în cadrul proiectelor europene, tot ceea ce desfășurăm în aceste comunități marginalizate. De asemenea, în cadrul Confederației Caritas, colegii vor participa la câteva întâlniri de suport pentru 4 categorii de vârstă, pentru persoane vârstnice, pentru centrele rezidențiale pentru copii și vârstnici, pentru îngrijirea la domiciliu.
De asemenea, avem două campanii care urmează să se desfășoare. În 6 decembrie este colecta pentru cele două centre Don Bosco, pentru copii, pentru centru de plasament, scuzați, și pentru copii de la Barați. Și, de asemenea, în cele două luni, decembrie și ianuarie 2021, desfășurăm campania destinată credincioșilor din diaspora și nu numai, Întoarceți privirea spre casă, o campanie cu strângeri de fonduri pentru persoanele imobilizate la domiciliu sau la pat. Mi-aș dori, vom face o scurtă pauză, să reluăm totuși aceste inițiative, tocmai pentru ca telespectatorul nostru să înțeleagă de ce, nu să o spunem direct, și maniera în care pot susține aceste activități, pentru că toate acestea arată că nu dorim să-i abandonăm pe cei care au nevoie de ajutor. Și vă invit să urmărim împreună și cu telespectatorii noștri un îndemn chiar al Sfântului Părinte, care prin cuvinte și imagini tocmai acest îndemn ne-l adresează, să nu-i abandonăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Să urmărim împreună. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios, pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Cei care sunt în dificultate în comunitățile noastre să găsească primire și mângâiere. Iată, acesta este îndemnul Sfântului Părinte pentru fiecare dintre noi. Putem face foarte mult cu rugăciunea, dar și într-un mod concret, ajutându-i pe cei care au cea mai mare nevoie. Și despre caritate, despre slujire, despre generozitate discutăm în această ediție în care vrem să marcăm cei 30 de ani Asociației Centru Diecezan Caritas Iași, cred că mi-a ieșit mai bine de data aceasta, cu Părintele Iosif Iacob, directorul Asociației, și Adriana Mihaela Ianuș, este ajung imediat coordonator executiv al programului Servicii de Îngrijire la Domiciliu. Vom continua discuția noastră, dar vrem să înnobilăm și cu împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu, așa încât vrem împreună să înțelegem ce anume ne spune Domnul prin cuvântul său din Evanghelia după Sfântul Matei, capitolul arhicunoscut 25, versetul 40, tot ce ați făcut uneia dintre frații mei, cei mai mici, mie mi-ați făcut. Este un cuvânt care încurajează mult omul timpurilor noastre, întrucât Hristos prin acest cuvânt invită pe fiecare creștin, fiecare persoană să îndrepte o atenție specială față spre aproapele său, iar prin această atenție să considere că deja trăiește menirea sa, aceea de a fi călător pe acest pământ, de a fi om între oameni, aceea de a fi un pregătitor, cel care pregătește viața cea veșnică în ceruri. În felul acesta, Hristos ajunge să se prezinte, să fie găsit, să fie întâlnit în toți cei pe care o persoană care dorește să facă binele întâlnește în calea sa, în misiunea pe care o desfășoară. Nimeni, îmi place să spun mult, să spun deseori acest lucru, nimeni nu este atât de bogat ca să nu aibă nevoie de ajutor, și nimeni nu este atât de sărac ca să nu aibă ceva de oferit.
Iar Hristos ne aduce aminte prin cuvântul său neîncetat acest lucru, că fiecare dintre noi poate și este chemat să facă un bine, iar acel bine nu va rămâne un bine doar pentru acea situație, pentru acel caz. Rămâne un bine care lasă o mărturie în această lume și pregătește sau deja dispune spre o viață veșnică, comuniune cu Dumnezeu. Tot ce ați făcut unia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut. Care este semnificația acestui cuvânt al Domnului pentru tine? Este o invitație, clar, o invitație adresată mie de a fi atentă, de a fi atentă la toate persoanele care mă înconjoară. La persoanele de pe stradă, cărora poate de cele mai multe ori, mie una, mi este greu să le privesc, sau dacă ofer ceva, ofer și merg mai departe, nu am curajul de a-l privi în ochi. Este mai mult de a privi acea persoană, de a-i acorda demnitatea de persoană umană, de om iubit al lui Dumnezeu și nu doar de a-i da ceva de mâncare, pentru că omul nu se hrănește doar cu pâine, dar și cu cuvântul care vine de la Dumnezeu și cu cuvântul pe care noi îl putem exprima prin gesturile noastre. Este atenția pe care eu pot să o ofer celor întristați, celor care poate s-au îndepărtat de Dumnezeu și la momentul acela printr-un gest pot să ajut să regăsească legătura cu Dumnezeu. Vorbim și despre sfinți, suntem într-o zi de mare sărbătoare, Sfântul Andrei Apostol, și îi cerem mijlocirea și binecuvântarea pentru întreaga noastră țară, pentru poporul nostru. Le spunem și la mulți ani celor care poartă acest nume. Un alt sfânt despre care dorim să vorbim, să împărtășim modelul de viață și, de ce nu, și exemplu pentru fiecare dintre noi. Ar fi foarte mulți, facem o selecție. Cred că fiecare dintre noi are un sfânt preferat, un sfânt pe care îl simte mai aproape de inima sa. Probabil acest lucru și în funcție de nevoile pe care le avem. Cu cât ne simțim mai slabi, cu atât invocăm mai mult ajutorul, sprijinul mai multor sfinți. În viața mea, cred că sunt mulți sfinți care au de muncă cu mine și sper eu prin mine cu să mai ajungă să ajute și pe alții să nu se... Dar m-aș gândi în mod special la Sfântul Iosif, care este evident cel care a primit o misiune deosebită de la Dumnezeu spre a fi purtătorul de grijă al fiului său și al Sfintei Fecioare Maria, de la care cred că aș putea extrage această misiune a grijii, nu? După care o sfântă deosebită care mi-a însoțit pașii în perioada studenției a fost, care nu era sfântă pe vremuri, dar între timp a fost ridicată la cinstea altarelor, Sfânta Faustina Covalsa, care este martoră a îndurării, a milostivirii. Apostola milostivirii, apostola milostivirii divine, cum a fost numită. Exact. După care aș mai menționa o sfântă a carității, aș mai menționa o sfântă care mi-a însoțit primii pași ai preoției, Sfânta Tereza Pruncului Iisus. Sfânta Carității este Sfânta Maica Tereza de Calcuta, dar am trecut spre Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, care a fost prima, acel copil care mi-a însoțit pașii în perioada de început a activității mele pastorale, pentru că am fost și vicar într-o comunitate care avea biserică, care avea hramul Sfânta Tereza Pruncului Iisus. De aici, din Iași. Din Iași, da. Un sfânt preferat, sfinți preferați, de ce? Ce ne învață acești sfinți? Astăzi am ales-o pe Sfânta Tereza de Calcuta din mai multe motive, să spun. Cred că părintele a intuit și de asta a lăsat puțin. Da, deși este o sfântă pe care o menționăm amândoi, o avem în gândul nostru și în inimile noastre, o menționez astăzi pe ea și este în inima mea pentru că vorbim despre 30 de ani de caritate și este un exemplu, un model de caritate. O menționez pe ea pentru că recent colegii din Caritas am avut posibilitatea să aflăm mai multe despre
această sfântă în cadrul întâlnirilor formative lunare pe care le oferim angajaților Caritas. E pentru mine astăzi Sfânta Tereza de Calcuta, pentru că am ales-o pentru că este o persoană mică, prezentă printre oameni mari, care prin gesturile ei simple de generozitate, de caritate, de slujire, a reușit să schimbe și să aducă mari schimbări în lume și printre oameni importanți. Un scurt exemplu aș vrea să dau. Atunci când a primit premiul Nobel în 1979, nu putem uita când a fost invitată la dineul acela după primirea premiului și a zis că vă rog banii aceștia pe care sunt investiți în această masă să-i oferim pentru săraci, pentru pe care eu îi slujesc, pentru ei această masă ar fi suficientă un an de zile. Un exemplu clar cum orice ocazie poate să fie folosită în sensul cel mai bun în favoarea celor care cu adevărat au nevoie și de aceea îți propun să revenim la, spunem, activitățile sau evenimentele pe care le aveți în vedere, pe care doar înainte de pauză le-ai menționat. De ce nu? Pentru a înțelege, să spunem așa foarte clar, cum persoane generoase și dornice pot ajuta într-un mod concret. Hai să le reluăm și să vedem în ce modalitate persoanele care doresc pot contribui la misiunea voastră de a ajuta pe cei care au cu adevărat nevoie. Toți oamenii dragi de bine pot contribui și să-și aducă aportul. O pot face prin gesturile lor pe care zilnice față de oameni, dar o pot face și financiar, pentru că aceste persoane au nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de medicamente și alte resurse. Spuneam că primul eveniment este colecta din următoarea duminică, prima duminică din Advent, din 6 decembrie. Este perioada postului Crăciunului, cum îi mai spunem, în a doua duminică. Exact, o colectă destinată pentru centrul de plasament Sfântul Iosif, unde sunt 11 fete care locuiesc acolo, și pentru centrul Sfânta Maria din Barați. Astfel, credincioșii care ne urmăresc, participând la duminică, la liturghie, pe 6 decembrie, pot oferi ajutorul lor în cadrul colectei. Dacă sunt persoane care doresc să sprijine într-un alt mod, o pot face virând în conturile noastre, care sunt vizibile pe site-ul Caritas Iași, și acolo pot face donațiile lor. Un alt eveniment pe care îl desfășurăm de strângeri de fonduri este destinat persoanelor vârstnice, programului de îngrijiri la domiciliu. Această colectă de strângeri de fonduri este destinată credincioșilor din diaspora. Știm că sunt foarte multe persoane plecate, care au acasă părinții, bunicii, poate vecinii, cărora n-au ajuns, mai ales în această perioadă grea, nu au reușit să-i mai viziteze, poate au trimis și mai greu anumite resurse pentru ei, bani sau produse. Cei care doresc să sprijine în cadrul acestei colecte o pot face prin, la fel, în conturile noastre, depunând bani în conturile noastre, sunt conturi de lei sau conturi de euro. Acest eveniment va fi din nou postat pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook a Asociației Caritas Iași. Și se va desfășura pe o perioadă mult mai lungă. Mai lungă în această perioadă în care... Începând de la 1 decembrie până spre sfârșitul lunii ianuarie. Deci nu există o dată limită pentru a face... Bine, că tot vorbeam, insistam să punctăm pentru ca lumea să înțeleagă cei care doresc efectiv cum pot contribui și pentru ce anume contează și lucrul acesta. Și dacă tot am vorbit despre acest aspect, până la urmă, anume, care este rolul carității în viața de credință? Părintele este director, dar este înainte preot, deci dăm întrebări mai consistente pentru viața de credință. Toate întrebările și răspunsurile sunt importante, dar dincolo de glumă, cel care vrea să-și trăiască viața de credință e chemat să dea atenție și carității. În ce manieră? Cum se crește în credință trăind și caritatea? Cu siguranță caritatea este integrată în viața de credință.
Sfântul Ioan, în scrisoarea sa, într-una din scrisorile sale, ne spune că nimeni nu poate să ateste credința sa dacă nu face fapte de credință, dacă acea credință nu se regăsește în fapte. Deci face parte integrantă din ceea ce înseamnă parcursul credinței fiecărui om. De aceea, a cultiva viața de credință, cum menționam și mai devreme, hrănindu-ne din cuvântul lui Dumnezeu, primind Sfintele Sacramente, își găsește o finalitate și în a fi prezent în societatea de astăzi, în biserică, în mijlocul celor care sunt în nevoie, spre a trăi caritatea, nu doar a face caritate, ci a trăi caritatea. Și acest lucru înseamnă, cred că ne face din noi sau ne face să integrăm în totalitate acest spirit al Evangheliei în ceea ce noi suntem. Așa încât, chiar dacă suntem persoane care lucrăm într-un anumit domeniu, comportându-ne, trăindu-ne credința în acel domeniu, prin manifestările noastre, prin modul în care noi ne manifestăm, prin modul în care noi ne raportăm la ceilalți, atestăm în mod special și această dimensiune a credinței îmbinată cu caritatea. Dar în mod special cred că caritatea are un rol deosebit în modul în care noi credem atunci când suntem atenți. Credința ne obligă să fim atenți la tot ceea ce este de valoare în lume. Iar caritatea este cea care ne face să fim prezenți acolo unde, într-adevăr, este nevoie. În felul acesta, cred că cele două dimensiuni se îmbină și se ajută reciproc. În acest sens, cred că ar fi important și să menționăm faptul că în viața angajaților, în viața voluntarilor, și voluntar poate fi orice persoană care trăiește, care asumă misiunea pe care o are în lume, este important a avea în vedere această îmbinare, acest a integra în misiunea pe care o fac și atunci când sunt la birou, și atunci când semnez documente, și atunci când poate trebuie să mă relaționez cu un beneficiar sau cu un sponsor sau cu un binefăcător, toate aceste momente trebuie trăite cu caritate și să fim martori, purtători ai carității. Înțeleg că în sensul acesta, cei care fac parte din această familie și în special angajații, totuși au o misiune mai deosebită, mai profundă. Sigur, mie nu-mi place să cred că un angajat Caritas este un lucrător, un muncitor, ci el are o vocație. Are vocația de a fi între oameni și de a simți cu oamenii. Iar atunci când noi suntem cu adevărat între oameni și simțim împreună cu noi, atunci trăim, putem spune, toate dimensiunile și ale credinței noastre și acelea de a fi om, persoană integrată în societatea din care facem parte. Nu suntem în afara societății, nu suntem mai buni sau mai puțin buni decât alții, suntem oameni care reușesc să îmbine toate dimensiunile vieții în așa fel încât să ne găsim locul acolo unde noi suntem chemați să avem această misiune și să trăim această vocație. Când făceam referință la societate și toți avem o misiune în privința aceasta, avem misiunea de director, de angajat, suntem preot, laic și așa mai departe, în cadrul bisericii, dar fiecare dintre noi, dincolo de poziția noastră, suntem persoane care facem parte dintr-o societate pe care toți o dorim mai bună, dorim să arate mai bine și de multe ori delegăm, adică cineva ar trebui să facă ceva depășind sau lărgind granițele bisericii, deși nu sunt granițe atât de bine stabilite, biserica este prezentă în lume, în societate, dar în societatea noastră care sunt valorile pe care dacă le-am cultiva sau am fi chemat să le cultivăm mai mult pentru ca societatea să fie mai pe gustul nostru, mai pe dorința noastră, într-un cuvânt, să fie mai bună. Asta pentru, am spune, nu doar Caritas are misiune, altcineva trebuie să facă ceva, statul sau fiecare dintre noi. Ce putem face în societatea în care trăim? Voi folosi câteva cuvinte mari, cred, cu o mare însemnătate, dar în același timp sunt cuvinte simple, valori foarte simple, pe care dacă le-am simțit în inima noastră, am crește noi ca oameni și apoi și societatea, evident, din care facem parte.
Mă gândesc aici la valori pe care Caritas le promovează, Caritasurile din lume le promovează, solidaritate, integritate, apărarea vieții umane, dreptate socială. Cred că acestea sunt câteva valori pe care dacă noi le trăim la nivel personal, vom putea să aducem o schimbare și la nivel de societate. Și e clar, pentru a nu avea această perspectivă de să spunem, de umbră, ci acea privire de credință, vedem și în timpurile acestea, și de fiecare dată a fost, dar poate în aceste timpuri suntem chemați să avem mai atent această privire, atâtea persoane care se oferă pentru ca nouă tuturor să ne fie mai bine. Care sunt bunii samariteni din aceste timpuri, la care poate ar trebui să privim mai mult, să îi însoțim cu aprecierea noastră, de ce nu cu rugăciunea noastră, și mai mult să punem și umorul pentru ca ei să-și desfășoare bine misiunea. Fiecare dintre noi este chemat să fie un bun samaritan, însă pentru a fi un bun samaritan, cred că sunt necesare, mă amintesc când eram student, erau menționate la cursul de morală 3 lucruri ca să fim cu adevărat buni samariteni. Primul aspect care ar fi necesar ar fi acela de a ști să vedem, de a deschide ochii, de a fi atenți. Imaginați-vă acel samaritan, dacă trecea fără să privească spre aproapele său, el nu își descoperea misiunea, menirea pe care o are vis-a-vis de acel sărman care avea nevoie de ajutor. Una, privi, a ști să privim. Apoi este foarte important să analizăm, și atunci când analizăm, descoperim valori. Nu descoperim doar persoane care sunt în nevoie, nu descoperim doar persoane care strigă după ajutor, ci descoperim oameni care sunt o resursă. Sfântul Părinte Papa Francisc ne spune, fiecare om, fiecare persoană și cel sărac în mod special este o resursă, pentru că mă ajută pe mine să descoper valorile care sunt în ființa umană și care trebuie apreciate și chiar puse în lumină. De aceea a analiza, a vedea exact care este rolul meu acolo. Și a nu uita că trebuie să facem și pasul următor, care uneori este dificil, a acționa, a mă pune în mișcare, și exact așa cum a făcut bunul samaritan, l-a luat, l-a așezat pe măgărușul său, l-a dus și a avut grijă de el atât cât a fost necesar. În felul acesta cred că fiecare dintre noi este chemat să facă binele. Fiecare dintre noi poate face binele. Doar atât, să avem această curiozitate de a ști exact unde sunt chemat eu să fiu prezent, să fiu atent la acolo, să analizez bine și să pot acționa. A privi, a analiza, a acționa. Cred că sunt misiune, efectiv, fiecare în parte, nu doar cuvinte. Suntem la finalul emisiunii. Am vorbit toată emisiunea despre caritate, am vorbit, bineînțeles, despre credință. În discuție s-a vorbit și despre speranță, pentru că dorim această perspectivă de lumină. Și totuși, în încheiere, pentru că sunt timpurile pe care le trăim, un mesaj de speranță. Să nu ne fie frică, în primul rând, să nu ne fie frică să privim spre noi pentru a putea depăși această situație cu încredere și cu speranță, să ne apropiem de divinitate și să ne apropiem și de oameni, pentru că atât cât ne este permis, să avem grijă aceasta față de oameni. Relațiile, bunătatea și caritatea ne vor ajuta să depășim aceste momente. Insist mult, cu atât mai mult cu cât suntem în luna decembrie și peste tot se vorbește, atât în media, la televizor, peste tot, de a fi mai buni, de a dărui, dar de a dărui pentru că ceilalți au nevoie de darurile noastre, dar și pentru că noi avem nevoie de a dărui pentru a fi mai buni și pentru a crește noi mai mult. Speranță în aceste timpuri. Există nenumărate moduri de a promova binele și în aceste timpuri. Dacă ar fi să împărtășesc un mesaj de speranță, ar fi, l-aș sintetiza în cuvântul, poate, a avea curajul să fim atenți și, dacă tot s-a repetat foarte mult, să stăm în casă, să ieșim. Dar nu să ieșim în termenii în care poate ar provoca teamă, ci să ieșim cu ajutorul a ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cu ajutorul minții noastre, a unei inimi care este
atentă vis-a-vis de nevoia, necesitatea celui de lângă mine. Și atunci voi descoperi nenumărate moduri de a putea să fiu prezent în istoria, în situația pe care o prezintă istoria acestor timpuri și să îmi aduc aportul meu spre un bine. Oricât de mic ar fi, dar acel bine va lăsa o urmă. Să ne amintim de Sfânta Tereza de Calcuta, Maica Tereza de Calcuta, orice mică picătură de apă care cade în ocean, chiar dacă oceanul este imens, îl face să fie mai bogat. Mulțumesc pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi în acest moment și de-a lungul întregii misiuni. Încă o dată, la mulți ani, Domnul să vă ajute în misiunea voastră pentru a aduce mai multă căldură, mai multă pace, mai multă lumină în sufletele celor care au cea mai mare nevoie de acest fel de ajutor. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi, poate într-un mod simplu, poate să ne rămână o concluzie acestei misiuni. Fiți buni și încercați să faceți binele. Sărbătoare frumoasă, sărbătoare încă o dată și la mulți ani celor care poartă numele Sfântului Apostol Andrei. Dumnezeu să binecuvânteze România și mâine este o sărbătoare frumoasă. Încă o dată îi cerem ajutorul lui Dumnezeu în toate aceste sărbători, sărbătoarea Sfântului Andrei sau Ziua Națională a României, până la urmă noi, fiecare dintre noi suntem chemați de Dumnezeu să fim mai buni, să ne uităm în jurul nostru și să facem binele. Vă mulțumesc că ați rămas împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze multă, multă sănătate și la bună reîntâlnire sub semnul crucii aici la Apolonia TV.